România va avea un guvern și un parlament supradimensionat pentru care costurile vor fi cel puțin duble. Prim-ministrul desemnat Victor Ponta a uitat de austeritate și a anunțat că numărul portofolilor va fi suplimentat. Acest lucru se pare că a fost făcut la presiunea baronilor locali din teritoriu care și-au negociat la sânge posturile în guvern. Conform surselor jurnalistice, noul guvern va avea în componență trei vicepremieri. Gabriel Oprea va coordona structurile cu atribuții în domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale. Liviu Dragnea va fi responsabil de structurile guvernamentale legate de administrație și dezvoltare regională. Daniel Chițoiu va coordona structurile guvernamentale cu atribuții în domeniul economic. Portofoliile ministeriale s-ar împărți astfel pe principiul unul mie, unul ție și unul la PC. Liberalii ar prelua Ministerul de Finanțe. Daniel Chițoiu este propunerea pentru acest minister. Ministerul Bugetului ar reveni lui Liviu Voinea. Ministerul pentru Industrie, Afaceri Competitive ar urma să fie condus de Varujan Vosganian. La Ministerul pentru IMM-uri, Turism, Mediu de Afaceri ar urma să fie propus Maria Grapini, Ministerul Apărării Naționale lui Mircea Dușa, iar Ministerul Energiei lui Constantin Niță. La Ministerul Sănătății ar urma să fie nominalizate Eugen Nicolaescu, la Ministerul Educației Ecaterina Andronescu, la Ministerul Internelor Radu Stroie, iar la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației, baronul PSD de Telorman Liviu Dragnea. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale ar urma să fie condus de Dan Nica, iar Ministerul Afacerilor Externe de Titus Corlățean. Ministerul Marilor Proiecte ar urma să fie coordonat de Dan Șova. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale de Daniel Constantin, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de Relu Fenechiu, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național ar rămâne la Puiu Hașoti, Ministerul Justiției ar rămâne și el tot la Mona Pivniceru, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale ar urma să fie coordonat tot de Mariana Câmpeanu, la Ministerul Sportului ar ajunge Alin Petrache, la Ministerul Mediului Rovana Plumb, iar Ministerul Fondurilor Europene ar urma să fie coordonat de Eugen Teodorovici. Cabinetul Ponta 2 va avea și o serie de miniștri. Practic, aceștia sunt doar cu numele, căci nu au portofoliu, dar au privilegiile de rigoare. Aceștia ar urma să fie ministru pentru dialog social Liviu Pop, ministru pentru relația cu Parlamentul Mihai Voicu, ministru pentru diaspora Cristian David.